În ziua alegerilor, de regulă, atenția presei este concentrată și pe situația din spitale. La spitalul de urgență din Roman, în duminica alegerilor, nu au existat cazuri grave, ci doar cazuri obișnuite de pacienți cu suferințe medicale cronice și acute. Duminica a fost o zi relativ liniștită, nu au fost prezentări deosebite în centru de primiri urgențe până la sfârșitul zilei și chiar în cursul nopții. Nu s-au înregistrat accidente rutiere cu victime, nici incidente deosebite. Singurele prezentări au fost cele strict medicale, persoane, în special persoanele vârstnice, care au unele dintre acestea rămânând și internate în spital, câteva agresiuni minore, în special pe fondul consumului de alcool. Pacienții au fost consultați, cei mai mulți dintre aceștia au plecat la domiciliu, fiind necesară internarea lor în secțiile spitalului. În duminica alegerilor s-au născut 3 copii, 2 pe cale normală și 1 prin cezariană. În ziua votului s-au înregistrat 3 nașteri, 2 băieței și o fetiță, 2 prematuri și un copil cu greutate normală, 2 născuți prin naștere naturală, un copil cezariană, naștere prin cezariană. În momentul de față sunt în stare de sănătate bună, rămași în secția de neonatologie pentru supraveghere. La nivelul Spitalului Roman au funcționat în zilele de 10 și 11 decembrie un număr total de 11 linii de gardă.